Salutare! Ce avem noi acolo? Bine, pe lângă asta, că mi-am luat acum de pescuit, o să vă mai arăt eu. Avem un Pure Spa și urmează să îl instalăm ca să ne răcurim și noi un pic, pentru că toată lumea are probleme cu căldurile, cu temperaturile, așa că m-am gândit la mine în colț acolo să îmi instalez piscina tip jacuzzi Pure Spa The Ultimate Spa Experience, pe care am cumpărat-o anul trecut. Dacă vă interesează despre ea, vă zic de pe acum. Am luat-o din Dedeman. Anul trecut când am luat-o eu era vreo 2400 spre 2500, nu mai știu exact, plus minus 100 de lei. Însă acum am văzut-o la 3000 de lei, cu bubble massage și cu toate nebunile astea. Eu i-am spart capacul ăla de deasupra. Asta e problema. Dar haideți să o instalăm împreună, să vedem cât, să vedeți și voi cât de ușor se instalează și să facem și o primă băiță în ea, zic eu. Nu uitați să-mi dai un like, un subscribe și un follow pe Instagram la Conac Oficial. Also, vedeți că am postat foarte multe vloguri and we back on vlogging, adică am postat vloguri și o să mai postez vloguri și aveți foarte mult material, iar noi ne vedem și pe live-uri, tot la fel pe Omegalul, ca de fiecare dată. Let's go! Așa, deocamdată am pregătit locul. Înainte punem și o umbrelă peste ea. Eu am o problemă foarte mare, sunt aproape de stradă, aproape de strada principală, de șoseaua principală și sunt fix la strada în curtea mică și intră foarte mult praf. Dar ne descurcăm, sper că am tot ce trebuie pentru ea, dacă nu mă duc să mă iau de pe la Dedeman după amiază. E foarte cald afară, frate. Cred că sunt vreo 39 de grade, 40. Avem tulumba asta, care oricum, după ce ai făcut-o prima oară, nu mai încape la fel. Să mai pune niște chestii, asta e o chestie adițională, o să vă arăt eu pe parcurs. Nu știu, asta e de-aia de transport, capacul, ăla e filtrul, niște clor activ, filtrul cu clor activ. Și aici avem motorul, piscina, și piscina propriu-zisă. Până să o punem pe asta, punem ceva pe jos. Și pe jos mai am, dar sus nu mai am. Mai avea o chestie gonflabilă pe care eu am spart-o cu țigara din greșeală. Dar pe jos mai am, știu bine că am păstrat-o, asta e să o caut acolo la ghiozdănelul al meu. Ai, ai, ai. Asta e chestia care se pune pe jos. E o chestie cu bubble. Am mai mușcat Tami din ea, dar avem și o idee cam cât vine piscina, înțelegeți? Că e cam fix pe fix. Eu vreau să o pun maxim la perete aici, maxim în stânga, ca să-mi ajungă. Deci să punem piscina și să încarcă, să umfle, să umflă ea, tot prin tulumba ei. Vă arăt imediat. Dacă observați, are trei chestii aici, trei țevi de-astea, și așa îți dai seama unde vine tulumba aia mare. Și exact așa vine. Tulumba. Ăsta e firul ei. Mai avem ceva pe aici. Mai am niște chestii, niște mufe, niște dragi. Dar nu avem nevoie momentan de ea. Dacă ne uităm aici, ne arată exact cum trebuie să facem. Și dacă are cineva modelul ăsta, ridicați chestiile astea două, ridicați astea în sus. Aici jos, dai drumul la ăsta, ridici ăsta. Iar ăsta, înfingi exact așa. Îl pui aici, da? Dar îl ține și ăsta o umflă. Mergem în casă să o băgăm în priză, să băgăm asta în priză. Exact aici am scos eu capătul ăsta. Să bagă chestia asta și se înfiletează și asta rămâne fix. Și acum e mufat la aia cu asta. Nu mai rămâne decât să-i dăm drumul. Filmăm un pic pe dos. Și să bage. Deci apeși pe ăsta. Și acum îți face nebunia. Ea-și face totul singur.
După ce am umflat-o, mamă, ce cald e, bă, băiatule. Timingul perfect. După ce am umflat-o, e rezistentă, poți să stai și pe mar. Bun, după ce am umflat-o, noi așezăm noi un pic cum vrem noi. Tu trebuie să ți-o așezi, mamă, cum frige camera, în funcție de cum vrei tulumba asta. Uite, vedeți, aici intră tulumba și e foarte ușor, asta se strâng foarte ușor. Ți-o așezi tu stânga-dreapta cum vrei pe tulumba asta. Sper să nu mi se ardă camera, ferească Dumnezeu. Și o duc până marginea acolo eu. Și după aia o curățăm un pic și dăm drumul la apă. Punem filtre, avem treabă. După ce am montat-o, un furtun de apă. Uau! Era opărită. Mama, asta furtunul în curte. Chiar dacă e murdărie în ea, să știți că are un sistem bun de filtrare, nu intră foarte multă apă în ea. Așa că o să vedeți, pe filtre nu sunt nici cum pe filtrele. Și am dat drumul la apă. După ce am dat drumul la apă, așteptăm să se încarce. Băgăm filtrele, băgăm restul chestiilor, până să umple ea, eu mă duc să, că mi-am luat niște scule de pescuit, scule, chestii de pescuit noi. Și mamă, uite cum a curs apa pe mine, mâncați și vreodată, și camera frige rău de tot. După ce se umple, revenim. Ia uite, ia uite, o să mai iau o, eu văd asta, cum zice, o umbrelă, ceva, să mai pun deasupra ei, că mă rupe. Mi-am verificat stocul acum și se pare că nu mai am filtre, însă o să mergem până la Dedeman să luăm filtrul. 3 la bucată mi se pare, ăsta se înșurubează acolo, să vă arăt eu. Ca și accesorii am chestia asta, care asta este un dispersor de flotant de clor în mare parte. Și am și un kit de sadă piscine, dar totuși o să mergem la Dedeman ca să cumpărăm niște filtre, să avem cam toată vara. Și mai am o chestie pe care o spăl, asta este o lumină. Și asta poți să tot la fel să o înfiletezi acolo, dar trebuie să scoți filtrul ca să nu, dacă vrei să o pui pentru nopți, când stai noaptea, pentru că jacuzzi ăsta are și încălzire, adică ți încălzește apa. Nu odată am pățit, fiți atenți aici. Jacuzziul are niște linii de ghidaj minim, maxim. E, de multe ori l-am pus peste cam pe aici așa. Așa că de acum încolo trebuie să am grijă și cred că puteți vedea un pic pe apă exact ce se strânge de-a lungul zilei. De-aia o să-mi iau multe filtre din alea. Ăsta e praf, fire de păr, apa, m-aș băga direct în ea, așa ești nebun la cap. Iar dacă vedeți voi acolo jos, aveți un C și sus ceva, jos ceva. E, sus se pune ăsta, cu filtrul în el. Ăsta se înfiletează pur și simplu, filtrul la fel se bagă în el, e super simplu. Să bagă deasupra la C acolo. Iar jos trebuie lăsat așa, pentru că, atenție, trage apă pe acolo și o să-ți vă bage bule. Iar bulele e o margine cu plină de găurele. Uite, 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 pam, 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 pam. Da? Pe marginea aia plină de găurele se aruncă bulele în sus. Eu zic că o umplu undeva la o oră cu debitul meu de apă și văd deja o problemă, grijă mare aici, pentru că văd că pică. Ok, pică pe sus, hai să rezolvăm treaba asta. Trage apă pe acolo și am uitat să-i bag casa de siguranță, așa că facem o improvizație. Acum că le-am pus, nu mai curge apă. Băciuga facem. Ai niște dase de schimb. Și dacă nu ești atent, m-am uitat, bă, dar nu mi-am dat seama că era cald afară. Chestiile astea, dacă nu le pui, scurge apă. Iar la mine este ajuns la minim. Da, avem și într-o parte și în alta. Și o las, eu o pun undeva la jumate aici. Ea e pentru 4 persoane, dar vă zic eu, stai 2, al treilea mai stai cu o cârjit în ea. 4 persoane mai greu. La mine e și terenul un pic așa în pantă. Pare că sunt proști și vreau să mor. Era să mor, mă, cavaș, pe vlog. A curs apă pe jos și eu am scuterul băgat la încărcat și apa era sub încărcătorul de la scuter. O mai lăsăm un pic. O oprim, oprim apa, oprim tot. Facem un test să vedeți și voi și mergem la Dedeman să cumpărăm niște filtre. Ne întoarcem, punem filtru, îi dăm să plece, să meargă. Prea calbă, frate. Am aer în terasă, mi-am pus aer pentru live-uri. Doar că nu vreau să stau numai cu aerul pornit și în casă. Și așa, mă uitam aseară, am văzut pe internet, frate, că ar fi mai bine să nu oprești aerul decât să-l oprești și să-l pornești. Consumă mult mai mult dacă-l oprești, pornești, decât dacă lasă să meargă în continuu. Auzi, acum nu știu ce să cred, dacă credeți voi, na. Să nu mă mai certe editorul meu, am șters și un pic scuterul.
Te pup, Gheorghiță. Eu nu știu de ce, când pun mâna pe astea mereu, mă curentează, frate. Bine, tu ce faci? Marta e capul așa să ies un pic la plimbare cu asta, cu GoPro pe mine. Purtăm niște discuții, mai vorbim una alta. Nu știu dacă ați vrea și voi. Mi se pare tare, sincer. Și mi se pare cea mai bună investiție pentru vlogging, acest GoPro în ultimul timp, lejer. Mamă, și aglomerație pe partea asta. A, nu e așa rău. Dar doar câteva mașini. Nu uitați, am postat vloguri și de la pescuit. Am început o serie nouă cu magnet fishing-ul, o chestie tare cu magnet pe care îl arunci în ape de pe poduri, de pe lângă poduri și îl arunci și scoți tot felul de chestii. Deocamdată am filmat doar un episod, l-am început pe al doilea cu Bebe, al doilea, dar lui Bebe e frică de poduri, s-a ghelbăjit la față și nu am apucat să scoate cine știe ce, decât niște crăcani, niște chestii de pescuit, un mox, o cheie de aia mare, am mai scos eu niște fiericeale de alea mici. Dar trebuie să mă duc în parcuri. Nu înțeleg de ce au făcut așa ceva, frate. Atat de frișarea. Uitați și voi, au tăiat tot copacii. Toți copacii, frate, tot. Bă, de sus. Păi în cât timp să face copacul ăsta înapoi, mă, în cavajul? Ia spuneți-mi voi, în cât timp crește iar copacul ăla? Uite. Mau, ce naiba. Cât de mult și pe partea altă n-au făcut nimica. Toată lumea care merge după ce că avem un trotuar, vai gura lui, ce merge în soare acum. Cu ce dispreț așa a închis ușa băiatul ăla. Stai mă că dacă sunt păscute, nu înseamnă că sunt fraier. Sunt eu aici, doamnă. Să rog. Pardon? Dacă nu e... Mulțumesc. Nu sunt pe șosea acolo, sunt aici. Aie. Și totodată am uitat să mă uit la ce model îmi trebuie de ăsta, de... Bă, dar tot filtru, dar nu-i problemă că intre pe băieții, așa am și telefonul la îndemână. Decât să merg pe șosele, mai bine prefer să fac slalom printre pietoni pe aici. Și înainte stânga am ajuns la Dedeman. Că trăiți? Să rămână, nu mai sunt alea de piscine aici? Nu. La grădină, nu? Da, scuzați-mă, am exprimat prost. Vreau niște filtre. Da, la grădina. Cred că puteți să-mi spuneți o informație în plus. Jacuzziul ăla care e expus acolo, ăla rotund. Ce tip de... S1, da? Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Răilor. Vă mai uitați, băi, vă mai uitați. S1-2 la box. Hai să vedem. Bă, când aveam piscina mare, am luat multe chestii de aici. Nu luam de astea de stat pe ele, de-alea, dar am aruncat în cap, dar ce nu luam. Doar că acum am piscina mică, nu mai am loc de nimica. Și măcar un de-asta. Cu ăsta am sărit eu cu lebăda, am sărit, am clip pe YouTube. Ăsta e A. Asta este. Na, uite, astea sunt. S1. Exact pentru asta. 1, 2, 3, 4. În schimb, o să mai facem un ocol și vă iau la un Easybox, că mi-a venit o comandă acum. Și vreau să mă duc la Easybox. Să rămână persoană fizică.
și o punguță, vă rog. Sau iau eu de aici? Da. Da. 152,79 de bani. Lăsați, ok. Mulțumesc, Aluna. 152 de lei pentru 8 de astea. 8 ori 2, 16, deci undeva la 18 lei și un pic. Un filtru, 18 lei și un picuț. La Easybox e în drumul nostru. Așa, hai de tot. Cu 6. Să vedem, nici nu știu ce mi-a venit, 62 de lei. Așa. Hai, tată. Am plătit 62 lei. Hai, care se deschide. Da, dar ne uităm acasă. Cred că mi-a venit mountul ăla de cap. Mi-am comandat un mount de cap pentru... zi, pentru GoPro. Bă, să-i bombardați pe ăștia, bă, cu mesaje. În special pe uții. Uite, bă, cum țin mașina. Vino, bă, și spală și tu mașina asta. Mâncați, ești gura ta. Deasupra la ce acolo, intră ăsta. Are un cant. Up. Dacă nu se înșurubează ușor, înseamnă că e greșit și nu trebuie să-l înfiletezi. Gata. Până nu mai poți, l-ai strâns Gucci. Aia de... uite, uite-te și tu. Mai de-astea. Oricum, eu folosesc foarte multe filtre. Și acum nu mai rămâne decât să mergem la ăsta, să-i dăm on și apăsăm pe filtru. El are mai... bă, cum am jigărit eu așa pe picioare? El are mai multe chestii. Are odată filtrarea apei, da? Prin ăla. Are bubbles, are încălzire. Și ăsta nu știu, să schimb gradele, gen, cum e, vrea să place. Și ăsta nu știu pentru ce sunt. A, gradele aici. Deci, de aici dai apa să o încălzească și de aici setezi tu gradele. Iar apa are deja 27 de grade, bă, băieți. Hai să dăm bubble! D-abia aștept să mă bag în ea. Te-am oprit că și consumă curentul. Astea fiind zise, cu piscina pe spate aici, o să mă bag să mă răcoresc un pic. Uitați de like, subscribe, follow pe Instagram la Conac Oficial și ne vedem la următorul vlog. Ciao!